În cadrul discuțiilor pe reforma PAC, am abordat problematici ce vizează noul model de performanță, rezerva pentru agricultură și disciplina financiară, precum și autorizarea unor soiuri de struguri de vinificație, care au inițiat dezbateri constructive și au generat soluții pe măsură. Tot în cadrul reformei PAC, Comisia a propus să se permită utilizarea anumitor soiuri de struguri de vinificație, care au fost interzise în urmă cu câțiva ani din rațiuni pe care unii le consideră valide. În acest context, președinția română a animat dezbaterea privind punerea în discuție a două întrebări privind menținerea situației actuale pentru soiurile de struguri vizate și posibilitatea folosirii încrucișerii între Vitis vinifera și alte specii ale genului Vitis pentru vinurile cu denumire de origine protejată. We're moving from a compliance-based approach to a performance-based approach, which you've heard me on many occasions state, and we have to be able to provide assurance that the taxpayers' money is well spent. It's now clear that there is an acceptance about the merits of moving to a performance-based approach, and we discussed today the implementation of it. The focus is now on the level of detail in which we have, which member states must report, and I indicated that we were working to give as much detail as possible in the coming weeks to the member states to provide clarity on those issues. And the question of the crisis reserve. The issue for me is how we achieve a system that is workable, because we have a crisis reserve system presently that doesn't work. I again repeated that financial discipline will only be used as a last resort.